așa. Da, da, da. Este partea tangentă. Raport tangenta de alfa. Da, da, da. Deci valoarea tangentei în punctul exact, tangenta unghiului respectiv. Aceste lucruri trebuie bine înțelese, da? Și acum poți să vii și din stânga și din dreapta. Da, da, da. Și, nu și atunci, nu are importanță, toată aceeași valoare va fi. Bun. Vezi, apropo de asta, mă sună o profesoară din Brăila. Brăila din Sert, pe Calda Stupină. Și îmi spune așa. Domnule profesor, nici nu știți ce mare lucru faceți dumneavoastră. Nici nu știți ce mult bine mi-ați produs mie. Eu am dat definitivatul. Profesoara lui Pește Prăjit, într-un limbaj așa, vorbind de ea, își lua catalogul în fiecare zi, ducea la tablă și la clasă și făcea lecții după lecții, dar ea nu înțeleseseră niciodată ce înseamnă funcție injectivă, subiectivă, subiectivă. Le învățam mecanic din manual și le predam și eu acolo, fără să conving pe nimeni. Repetam și vroiam ca să nu greșesc din înșurirea cuvintelor respective, fără să înțeleg în intimitate mesajul pe care trebuie să-l transmit. Abia când am dat peste dumneavoastră, domnule, și am înțeles perfect, a făcut lumină, tot este perfect în mintea mea. Am făcut la Iași ca și în dumneavoastră. M-am făcut matematica cu colegul dumneavoastră, cu tare. Am făcut nu știu ce. Domnule, dar nu, domnule profesor, nu am înțeles, domnule, nu am avut de la cine să înțeleg. Ei, la definitiva mi-a spus așa. La partea metodică. Mi-am spus, știți ce metodă aplică? Metoda profului online. Metoda profului online. Vreți să vedeți exact concret cum este? Stați pe Google și vedeți ce face omul acela. Deci eu nu m-am sfiat să spun că vă îmbrățișez în totalitate ideile și că fac exact ca... Încerc să fac ca dumneavoastră. Nu pot. Încerc să fac ca dumneavoastră. Așadar, acum mă întorc și spun, vă amintesc, domnule profesor, pregătirile acestea care se făceau cu profesori, ce reciclări, chestii, investiții, prostii, minuni. Profesorii se întorceau de acolo tot cu același nivel. Nimic, nimic nu se întâmpla. Dacă acum ministrul ăsta a învățământului care este profesor de matematică, fantastic este. Liviu Popa este profesor de matematică. Dacă ar avea puterea, sau cineva s-ar duce și-ar bate la un spui, băi, că este prof online, colegul tău, profesor de matematică la Bacău și face, uite, are asta, construcția asta făcută pe așa, nu i-ar veni decât atât de simplu. Iată chiar profesor de matematică la minister, profesor președintele țării, ce fi impec decât pe așa. S-ar face un lucru fantastic, s-ar reduce cheltuielile acestea. Sunt tineri profesori care vor să fie profesori. Da. Dar n-au un model, n-am cum să știe exact. Asta e lipsa învățământului românesc, e lipsa de modele a studenților și a elevilor. Corect, corect, deci, corect, da. Eu prin asta am trecut în decursul activității mele de elev, respectiv student, am avut modele, am avut profesori modele. Dom'le, te strădui să fii ca ala. Clar. Da, te strădui să fii ca ala. Te strădui, da. Dar dacă tu nu ai model, și acum, știi ce ar fi, măi Cristi? Ar fi fantastic pentru că în condițiile acestea, și părinții, și elevii, și bunicii care stau în spate și tremură copii și exact. Se duc la meditatori și fac investiții. Este o presiune pe bugetul fiecărei familii imens. Iar acesta ar fi deodată, să spunem, ușurat, dacă să spunem așa, bugetul n-ar mai fi sub presiunea asta a familiilor respective, ci ar avea cum să facă treaba asta urmărind profanare. Cum spuneam, sunt lecții făcute deja de toată la da. Anii întregi. De volumele dumneavoastră. Și volumele acelea care sunt iarăși puse la punct. Ei, apropo de asta, mâine vine un moldovean. De exemplu, la Moldova. Un copil care m-a găsit când era în clasa noua el. Și înnebunit, așa au mers după mine, acum a devenit, a luat olimpiada la matematică la Republica Moldova și și-a propus mâine vine la mine, să încerce să distribuie volumele de matematică la el în Republica Moldova. Nu pot să mă scuzați că vă întreb, dar dumneavoastră având pașii ăștia metodici, metodica predării da. Și astea, da. De ce se mai chinuie să facă alte manuale? Adică nu înțeleg. Fiindcă știi ce se întâmplă? Sunt orgolile și astea. Bun, gata, am înțeles. Da, orgolile și astea de prost gust.
cum să spun, de ce ăla e mai deștept decât mine? Păi așa e natural, da. Nu suntem toți la fel. Da. Păi, dar să recunoști că tu în funcție, da, tu ai puterea, uite băi, ăla acolo, uitați ce a făcut. Dă-le dracu de manuale pe astea, ia să încercăm și metodele astea care au dat. Dar... Deci, în momentul ăsta, vorbim așa ca niște oameni care suntem din sistem. Da, exact. E bine, viitorul va fi videomanual. Clar. Niciodată, oricât ar fi partea printată, nu poți scoate în evidență. Vedeți aici, eu, mimica mea, gestic, tot ce fac eu, fiecare mușculeț, trăiesc tonul, etc., ajută la momentul acela înțelegerii fenomenului respectiv. Da. Asta se poate face în orice domeniu. Eu am scos un nou model de stup, deci sunt inventatorul unei noi tehnologii apicole. Este invenția mea, lupt pe care naturală împotriva unui boli care decimează stupinile masiv. Vreau să spun că acest spirit de curiozitate am avut de mic. Cumva, natural, s-a întâmplat să se dezvolte la mine foarte bine. Și atunci, tot timpul am făcut altceva. Nu mi-a fost comod să merg pe un... Nu dați cu mâna, niciodată. Nu e muscul. Da? Muscul. Nu mi-a fost comod să merg pe un drum cunoscut. Mergi pe un drum care... Nu mergi pe unul de te duce drumul. Mergi pe unul care nu există. Și îți lăsați. Poți lăsa o urmă, nu? Dar și dumneavoastră ați avut un model. În... Asta e. Da? Da, uitați că m-a spus într-o chestie foarte tare, foarte importantă. Apropo de modele. Da. Deci, ai specificat odată pe domnul profesor de fizică. De fizică. Da, mai, da. Vezi dacă tu ai urmărit, e clar. Ce mi se întâmplă? Eu am făcut liceul la un liceu foarte slab din județul Bacău, Podul Turcului. Acolo, nu mai mult, nu aveam. Asta a fost trasa mea de acțiune. Acolo, la liceul acela. E bine, acolo era un profesor de fizică. Eu am intrat, mă rog, acolo, cap de serie. Toți profesorii și-au pus întrebarea, băi, ce cu ăsta? De unde vine? Ce face ăla? Așa. Și... ca o paranteză, n-am luat niciun nou la școala generală. Numai 10. Dar așa era eu cotat acolo. Ei bine, în momentul în care am ajuns la acolo, profesor de fizică, pragura discuțiilor așa, s-a uitat destul de atent asupra mea și lecțiile de la un loc încolo, după 2-3 săptămâni, le făcea uitându-se numai fix la mine. Le avea corespondent. Asta e. Și eu... eram atât de atent la lecții și urmăream cu atâta dorință să prind totul din clasă. Sete, da? Și el aștepta acceptul din mimica mea. Îți dă seama dacă ați înțeles sau nu. Dacă am înțeles eu sau dacă el spune bine. Mai târziu avea să dau seama de asta. Și când vine vremea să mă asculte, îmi pune o întrebare. Sosul e capra pe urs, cine mai sus? Eu, bineînțeles, cu emoția aceea, elevă care trebuia să fie ascultată, în sfârșit, dar nu știu. Coada, mă, coada, capra ține coada sus. Asta e fenomen fizic, mă, fenomen fizic. Bine, am intrat în lecții, am făcut lecția, am spus tot acolo, după care, trimestrul 2, uită de chestia asta, când mi-a pus întrebarea. Și, iar bine, sosul e capra curs și mai sus. M-am uitat așa de sus, mai sus decât coada camerei. Întrebarea asta mi-a mai pus-o. El s-a supărat, dar așa de deschide cartea. Dar asta ți-a mai pus-o? Asta ți-a mai pus-o? Din urmă, întrebări. Nu știu, mă nebunit în 7-8-10 minute. Mă nebunit. Nu știam ce să mai zic. Nu m-a lăsat să mă gândesc, ci asta ți-a mai pus-o? Asta ți-a mai pus-o? Păi ce iau să iei cuidată de drumuliție. Dar asta a fost duelul nostru. Iar din clipa în care lucrurile au mers din ce în ce mai, să spunem, mai, într-o legătură mai apropiată, când l-am prins în clasa a 10-a, cu o greșeală, nu l-am iertat. Deci în timpul lecției, el a spus o chestie la fizică moleculară, mă gândesc acum, și în momentul în care a spus și o greșit, am spus, nu, domn profesor, acolo așa trebuie făcut. Dar nu știam din manual, nu știam lecția înainte. Dar simțeam că așa trebuie făcut. Am morțit întreaga clasă.
Deci clasa și el au amuțit. Și atunci colegii mei au simțit nevoia să intervină ca să-l scoate din încurcătură. Nici eu nu știu ce curaj am avut, că nu se face chiar așa, nu se face așa, dar asta a fost, ăsta era stilul meu. Și atunci, stai mă jos, nu-ți rușine, mă, dar și ești tu deștept, mai deștept, că profesorul, început în clasă așa, ca să... S-a creat un vacarm acolo și eu, nereușind să stau, mai stau de vorbă, m-am stat la catedră. Și la catedră, acolo, 5-7 minute, 10 minute, am stat de vorbă cu el, explicându-i care este greșeala, el a spus, liniște, au dreptate. Are dreptate. Asta am avut să aștept să văd cum a reacționat profesorul. Am prezentat-o până acum greșit problema. Da. Îi mulțumesc lui Ursu că acum a venit cu precizarea asta. Are dreptate și așa o voi preda de aici încolo. Profesor. Profesorul, da. Profesor de fizică. Ăla e profesor. Știi ce a făcut din mine? După aia... Doamne, ce... Pregătire. Nu, a fost coleg cu mine. M-a luat drept coleg. Și... Urma așa, el făcea câte o, să spun așa, lucra și el la gazetă în sfârșit, eu aveam instrumentul matematic mai bun, bine pus la punct, și nu îi mai ieșeau anumite probleme, greșeau la calcul sau știu eu ce. Și atunci mă zic, uite, aseară m-a stat până târziu și m-a închinut la problemă. Nu mi-a ieșit, mă. Nu mi-a ieșit. Restiu și tu de pe ea. Nu puteam să am a doua zi teze, două teze, să am ce l-ar fi avut. Nu mă interesa nimic. Din clipa aceea stăteam și buchisam acolo pe problemă până la ora 3 dimineața. Uneori te las să-i reușesc, să reușesc și eram în al 9-lea cer, abia așteptam să mă întâlnesc cu el, dar mă căuta el și spune, băi, cum ai făcut? Ți-a ieșit? Da. Uiteați așa, așa, așa. Băi, ești mai bătat. Eu cred că un profesor trebuie, nu pot, ai 30 de copii, mă rog, elevi. Nu poți să ridici pe toți, îți formezi o elită. E, pe aia să o ridici. Da, dar eu am următoarea chestie. Îți întâlnim povestea cu profesorul. Nici acum nu știu dacă profesorul respectiv a fost chiar natural sau dacă nu a jucat o carte foarte interesantă cu mine. Care a prins. A prins fantastic. Eu l-am îndovat drept model și la rândul meu nu m-am sfint niciodată să mă simt complexat de ideea că vreodată mă prinde elevul și mă spui excelent, ești mai bun ca mine, mă. Exact. Foarte tare. Am povestit la o clasă de a 10-a, în primii mei ani de învățământ, cred că al doilea sau treilea an de învățământ, și o colegă intrată pe cei din maternitate. Și acum eu, nerădător, să ajung la clasă, să cunosc clasa, să nu știu ce, să nu știu cum, așa, da? Păi cred că știi povestea aia. Eu eram un copil care era nu marginalizat, era pur și notat foarte prost. Da. El avea, mă rog, un defect la ochi, să zic așa, și eu merg la toți. Tu ai înțeles, mă? Da, ești, da, tu ai înțeles, la banca, la fiecare, nu știu ce, acolo. Și erau așa surprins, cum se întâmplă. Auzise că profesorul Rusu face lecțiile atipice, altfel decât toți ceilalți. Așa e, că eu aveam sumar Batista din ștergea Grubada. Deci nu, ardeam, efectiv. Ei bine, în momentul în care se întâmplă să ajung și la el, am zis-o că am explicat destul de bine, de două, trei ori, el se uită așa, pasiv și cu defectul acela un pic la ochi, și s-a părut că n-a înțeles. Bă, dar tu n-ai înțeles? N-ai înțeles? Bă, da, dar ce părere aveți de soluția asta? Să-mi dă o soluție, mă. Îmi dă o soluție. Mai rapidă ca luna asta? Mult mai deșteaptă, mult mai deșteaptă. Și eu n-am ce face. Sunt corect, recunosc. Păi, zic, e mai deșteaptă. Și o critic pe-a mea și o scot pe-a lui în evidență. Și entuziasmat de momentul acesta, fug la catalog să-i pun 10. Era primul 10 care dădeam în viața mea. Prima lecție la clasa aceea și prima întâlnire. Și fiindcă ăsta m-a șocat cu soluția aceea, să-i dau 10. Când m-am uitat, era corjent. Cum am țipat? Am țipat! Bun. Cum se poate așa ceva? Cum să fii tu corigent? Și atunci colegi spus, păi știți ce? Așa mai îndrăznea el din când în când să facă. Și stai jos, ești prost. De teamă și de nevoie de a-l descuraja,
Iată, apropo de creativitate, iată de inițiativa elevului, cum îl poți distruge. Da? Ei bine, elevul acela, din clipa aceea, de la întâlnirea cu mine, a zburat. A zburat, pur și simplu, treapta a doua a fost de elevul meu, e acum prin Canada, în inginerie. Zburat bine. Da. Vreau să spun că noi ca profesori, dacă nu avem naturalețea aceea în gândire și în curățenia minții, să înțelegem că copilul trebuie să te depășească pe tine, exact. Trebuie neapărat. Ăsta este obiectivul. Ăsta este exact. Al unui profesor, exact. Să fie mândru de cei care l-au depășit. Dar trebuie să fiu încântat, exact, când el m-a depășit. Doamne profesor, în ce societate trăim? În asta în care, din păcate... Valorile unde sunt? Sunt toate distruse, măcinate sau întoarse în aici. Aici este dragul. Ce exemplu au copiii care vor să învețe? Ce șanse are un copil de la țară să facă sport sau să învețe? Eu cred că sunt nule. Da, da. Și din păcate, de la o zi la alta, lucruri mai degenerează, mai prost. Exact. Și nu avem puterea să recunoaștem că totul se distruge. Eu, din... Cum să spun, profesorul online n-a apărut din neant, ci în mine s-a născut durerea aceea imensă a inegalității șanselor. A reflat dorința asta, da, mai departe. Da, da. Chiar dacă sistemul te presează, exact. Eu există o cale să răbufnești. Deci, în momentul în care, mă rog, m-au presat și m-au adus în stadiu acela de umilință maximă, dacă vreți, momentele de umilință le puteți găsi pe Profo Online în reportajul acela a făcut de Irina Sas, încă nu avea alt reportaj făcut acum recent. Și am povestit în multe filme toată marea dramă mea. Pentru că nu m-am putut împăca cu gândul că totul trebuie zdrobit și că nu se poate face nimic. Și atunci mi-am asumat acest mare risc de a fi înlăturat. Da, de a fi înlăturat. Deci, din 2008, sunt dat deoparte ca un profesor slab. Eu, cel care am avut la Națională 4 copii olimpici și care predam lecțiile astea. Că nu poți să faci lecțiile acestea decât dacă le-ai făcut dintotdeauna așa. Domnul profesor, am înțeles că aveați 35 de ani experiență la catedră. Și a venit, v-a trimis inspecția și v-a spus, v-a întrebat de fapt și v-a notat că făceați exercițiile din cap. Da, adică fără manual. Da, fără, da, da. Păi de ce e așa? Da. Uite, vezi... Că 35 da, da. Eu făceam la profesor... Mare a fost problema. Deci ei, când au văzut că eu rezist, că pot să răstorn pur și simplu sistemul, să... pentru că video manualul sau un film se vede și ce nu trebuie să se vadă. Da. E fără transparență, actul didactic. Ei bine, atunci s-au speriat și au spus, nu, trebuie distrus. De ce? S-au mers cu miniștri, cu toate chestia. Nu a fost o chestie locală cu grup. Nu, a fost acceptul politic, toată povestea. Nu. O lovitură dată pentru că s-au temut ca nu cumva să se generalizeze ideea. Nu n-au bănuit nicio clipă că scoțându-mă, eu îmi voi pune tabla aceea pe spatele unui graș și mă voi apuca de lecții în continuare. Nimeni n-a bănuit că vom ajunge la nivelul ăsta. Acum se creează o masă critică, ușor, ușor. Deci se creează masa critică, nu poate fi evitată. Numai dorința mea mare este ca acum părinții care dau peste mine să poată să creeze această, să se producă această emulație și să spună, domnule, politicien, voi nu vă cerem nimic decât spuneți, domnule, că există Prof Online, nu-i decât atât. Ai, există Prof Online, nu faceți nimic în plus. Ca să asigur și copilul acela care, mă rog, nu știa de mine și a avut nevoie și are nevoie în continuare. E un fel de Europa Liberă, Prof Online. Da, apropo de... Da, care nu știu ce înseamnă, ei nu știu. Da. Cum s-a creat difuzare. Așa este. Uite că ne-am dat la poveste, am făcut și o lecție așa, apropo de nevoia de a face niște lucruri interesante, frumoase. Eu trăiesc emoția asta încă, a faptului că tu, Cristi,
de câțiva ani, de când ai dat peste mine, ți-ai fixat ca obiectiv să ajungi să stai de vorbă cu mine la tablă. Asta era visul tău. Da. Uite, dacă camera putea să se prindă ochii tăi, umezi, ar fi nemaipomenit. Deci asta, asta era emoția maximă, dorința maximă pe care vrei să o trăiești. Da, am vrut foarte, foarte tare să iau parte la o lecție. Pentru că acolo, când ne-am găsit în parcare, ai spus, gata, tată, poți să pleci acasă? Pur și mă surpă, poți să pleci acasă? Eu mă cazez, pute, putea, stau, pute, așa, stau două, trei zile, nu știu să facem o lecție. Să ne spunem prietenilor noștri că tabla asta am avut-o în iarnă în apartament, am făcut niște nepoței și acum am venit cu ea, le spunem clar, din la garaj, am luat mașina, în mașină am pus-o, am venit aici special pentru că, îți spuneam Cristi, eu ce pot face până se întunecă, nu așa da. Da, până se întunecă. De aceea am făcut acest lucru și am ajuns cu tine aici. Iată. Câți astfel de copii ar putea beneficia și ar putea sufletul lor să zâmbească de bucurie că există așa ceva, așa o șansă. Și nu prin meditațiile care se fac. Eu trebuie să fiu cinstit, să fiu corect. Meditații care se fac, profesorii fac același sistem de predare. Acel pe care știu ei. Haideți să-ți spunem. Dictatorial, să spunem. Așa, da. Deci nu este schimbată metodica. Este aceeași. Este aceeași repetiție. Șablonizarea gândirii, multe greșiții de un model, modele, și față de tipul. Da. Își rezolvi ecuația. Te-ai gândit vreodată. Uite că rezolvăm ecuația următoare. 3x plus 1 mai mare ca seara. Mecanic, se spune. Echivalent 3x mai mare ca minus 1, echivalent x mai mare decât minus 1 pe 3. Adică x aparține de la minus 1 pe 3, deschis la plus infinit. Cu asta te lești tu, dar nu ți-e clar deloc ce faci. Dar dacă tu, profesor, mai faci așa, rezolvi ecuația asta. Măi, zice, nu mă interesează toți x-ii pe care dacă eu aș descurc, să fac asta adevărat. Privim pe asta cu un predicat. Da? Predicatul cu minus. E o singură variabilă. Cu care sună 3x plus 1 mai mare ca 0. Și zici, băi, pe toți x-ii vreau. Vreau mulțimea x-ilor care să fie, care să satisfacă, să facă propoziția asta adevărată, nu? Propoziția adevărată. Da. La întâmplare nu se poate. Nu e prea. Da? Nu, nici nu epuizezi problema. E posibil. Imposibil. Mai pot gândi în felul următor. Poți gândesc rețeta asta ca legii de corespondență a unei funcții f de x egal cu 3x plus 1 și atunci să văd eu să fac tabelul de variații valorilor, uite așa. Că x e doar de la minus infinit la plus infinit. Da? S-o la fac și x pe care îi caut eu dacă voi vedea toată povestea asta. Și atunci să mă interesez când faci 0 asta. Face 0 în minus 1 pe 3, nu? Adică în minus 1 pe 3 valoarea funcției sau imaginea este 0. Aici sunt x-ii. Aici sunt f de x-ul sau y-ul, nu? Da. Y-ul. Și în condițiile acestea, iată că zona de la minus infinit la plus infinit a fost ruptă în două. De la minus infinit la minus 1 pe 3 și la minus 1 pe 3 la plus infinit. Și pentru un x de aici, din zona asta, se întâmplă să facă un anumit tip de Y, iată pentru X egal cu minus 1. Așa, face cât? Face minus 3 plus 1, minus 2. Și dacă vei constata, toți X-ii din zona asta vor face minus. Minus. Da? Minus. Adică, iată că am descoperit mulțimea tuturor X-ilor, pentru care aceasta, Y... Nu va fi niciodată mai mare decât 0. Niciodată. Și dacă mă duc în zona asta, asta va fi... Pentru orice valoare am putut. Da? Deci aici pentru U0 se face 1 și deci vine plus tot timpul. Cu ocazia asta, dragilor, vedând așa, faci legătura și cu funcția, cu noțiunea de funcție. Faci legătura și cu tabelul de variații. Și nu predai mecanic tabelul de variații. Deci, pentru X și de aici, Y care apar
toți vor fi valori, vor însemna valori negative, pe partea asta altă valori pozitive. Și acum citesc din tabelă. Unde se întâmplă ca Y să fie mai mare ca 0? E clar, după minusul pe 3. Minusul pe 3 în dreapta. Cu dreapta, uite, minusul pe 3 cum se fie. Decât să fie aici. Excluzând, din cauza inegalității, excluzând valoarea de minusul pe 3. Exact. De la minusul pe 3. Exact, deci aici e interval deschis. Da, da. Vezi? Așa, dacă pretai, parcă stă copilul lângă tine și tu faci legătura cu multe emoțiuni. Din urmă, da. Din lucrurile acestea. Dacă e predaibul, zine zonă X mai mare, mai mic, nu știu ce, nu știu cum, dar el n-a înțeles nimic. Adică faci, repete niște pași, fără să fie la suflet, da? Fără să înțeleagă ce anume face el. Dacă îmi permite, domnul Rusu, am observat, adică la matematică mi-a fost foarte ușor să leg de ceva geometric, adică nu algebric, mă rog să notăm așa derivata, am legat-o mereu de ceva de da, geometric, da, 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 că e ușor observabilă. Da. Și, de exemplu, pentru asta ar fi fost simplu să desenăm graficul funcției, să zicem, da, la da, 1 plus 1 da, ei, da. Și să zicem pantă de 3. Așa, 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 așa. Și minusul pe 3. Minus 1 pe 3 este 0, așa. Minus 1 pe 3 pentru x și zona asta la y. Deci de la x la minus 1 pe 3. Acolo vezi y și totdeauna pozitiv, da? Da. Y și totdeauna deasupra. Da, da, da. Orice proiecție va fi deasupra. Așa, asta înseamnă că asta e zona. De observat. Deci tot timpul legi de partea pragotiu. Dragilor, despre videomanualul are șanse foarte mari în viitor, pentru că nu-i numai partea printată acolo, nu? Corect. Ci și partea, pe partea vizuală. Palpabilă, să da? Zic. Ochiul vrea să participe și el. Da, și atunci, al stimul. Al stimul. Perfect, al stimul. Așa cum spui, da. Cel mai important, de fapt, mi s-a vărut cum dumneavoastră parcă le descoperați pentru prima oară. Asta mi-a plăcut cel mai mult. La orice lecție, da, da, parcă da. Mergeați și vă puneați aceleași întrebări pe care noi ni le puneam acasă. Exact, asta mi-a plăcut cel mai mult. Deci trăiam, efectiv, emoția exact cum trăiam noi acasă. Domnul Toșor, dacă îmi permiteți, la sfârșit vreau să am o încheiere, din punct de vedere al unui părinte. Cred că ne apropiem de repedeșe asta. Mai putea da exemple de orice fel. Vezi, asta mă umple inima de bucurie și spun că am avut o șansă imensă că v-au dat afară. M-a făcut mai bine, nu știu. Paradox. Mă epuizam în discuții și în lupta aceea sterilă dusă între ei acolo. Ei bine, în momentul în care am fost liber și am ieșit în câmp și am făcut lucrurile acestea, cum am dorit eu, a ajuns prof. online să fie, mă rog, să fie de mare ajutor multor copii. Și copii și studenți și iată asta, de foarte multe ori spun, domnule, faceți și niște lucruri pentru... Dar nu mai am timp să urcă până acolo să fac pentru... Acum am coborât foarte mult la clasa 0 și fac lucrurile aici. Începeți acum de la 0. Aici lucrez foarte bani. Mult, da? Dragilor, cum să nu te bucuri? Veniți, domnul Bărgulescu, cum să nu te bucuri când vezi pe tată? Pe tată, și mulțumesc, profesor, în prima oară când l-am văzut, din punctul meu de vedere, eu nu știam ce face copilul meu la calculator. Avea un profesor care făcea meditații cu el, dar făcea strict doar temele, cu mai puțină plăcere, că erau obligatorii. Dar deodată a început să stea mai mult și să scrie. Am zis, bă, tu îi dai mai mult, fiind prieten cu profesorul care îl medita. Bă, tu îi dai mai mult, mai ușor, că mai are și alte teme. Bă, nu îi dau, mă, uite cât îi dau. Păi cât îi ia să fac? Păi o oră. Păi ăsta stă 3. Unde să uită? Și încet, încet am văzut prof online. Nu ăsta ce... Și mi-explică. L-am întrebat, bă, tată, ce e aici? Bă, tată, uite un domn aici, uite așa, așa, ne explică, ne așa. Bă, fugi mă de aici, bă, cu netul tău. Nu, am fost mai retrograd la început. E, asta se întâmpla când era clasa 11. După aceea, ajutorul care l-am primit prin intermediul lecțiilor acestea a fost definitoriu. 10 la peste tot, acum e inginer de aproape și aveți încredere în... Fără niciun fel de... Nu ne cunoaștem. Dumneavoastră decideți. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc mult. Vă mulțumesc mult. Ne-ați făcut o zi frumoasă. O meditație. Și
credeți-mă că voi merge și cu mai multe rani. Mă bucur. Am avut această trăire acum, anul trecut, când inginerul meu, care e la Microsoft, fiind mea sunt acolo, sunt în managementul companiei, el a fost olimpicul meu, a fost al 19-lea an al țării. Știu că ați dar am mai povestit aceste lucruri. Și eu lucram la tablă cu fiica mea, cu nepoțica mea din America. Și deodată, generalul meu, Adi, zice, tata, dă voie să spun și eu ceva. Exact cum ați făcut dumneavoastră. Să-ți ai nevoia să spun. Da, da, a venit în fața camerei, este făbureță lui TV pe internet și spune aceleași cuvinte frumoase. Sigur că am dat lacrimi de bucurie, sigur că mă face așa să explodez, să continui și să simt că n-am făcut efortul ăsta satanic și era multă bucurie multor familii și asta e minunat. Dragilor, vă propun să trăiți și voi bucuria asta. La revedere!